România, în fiecare an, circa 10.000 de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân și peste 3.000 mor din cauza bolii. Concertul extraordinar Armoniile Speranței, organizat în scop caritabil de Fundația Medicina și Muzica, Fundația Constantin Silvestri și platforma Media 360 Medical, în parteneriat cu Opera Națională București, sub înaltul patronaj al președintelui României Klaus Iohannis, ar putea schimba în bine soarta bolnavilor oncologici. Doctorul Remus Nica, medic primar, chirurgie generală și oncologică, dar și violonist în Orchestra Medicilor Ermil Nichifor, s-a implicat în organizarea primei ediții a concertului Armoniile Speranței, cu gândul că banii strânși la eveniment vor ajuta la tratarea unor pacienți de cancer. Și iată, prima beneficiară este Oana Sărdan, o femeie tânără, diagnosticată cu un carcinom mamar invaziv, pe care Royal Hospital, sponsor în cadrul concertului caritabil, a decis să o susțină financiar. Am aflat de acest diagnostic acum o lună și jumătate aproximativ. Nu, de fapt, cred că este o lună și jumătate de când am început să derulez toate căutările. Totul a startat cu o durere la sânul stâng, am mers, am făcut o ecografie, nu a ieșit cum trebuie, am fost trimisă către o mamografie care nu a ieșit cum trebuie, am fost trimisă către să fac o puncție pentru ecoltare probe pentru biopsie, nu a ieșit cum trebuie, astfel am ajuns la domnul doctor Nica, trimisă de către medicul care a efectuat puncția, cu rugămintea de a fi operată cât mai urgent posibil, pentru că diagnosticul era de carcinom mamar invaziv și nu se recomanda tratament înainte de operație. Am 5 zile sau 4 zile lucrătoare de la momentul la care a venit această recomandare, urgent, urgent, urgent. Lucrurile s-au derulat foarte repede și apreciez ajutorul pe care l-am primit, pentru că mi-ar fi fost imposibil, într-un timp atât de scurt, să pot să am o reacție singură, fără niciun ajutor. E imposibil. Din păcate, cancerul mamar este cea mai frecventă boală neoplazică la femei. Este pe primul loc cancerul de sân la femei ca boală canceroasă. Al doilea este extrem de frecventă și apare, din păcate, la vârste din ce în ce mai tinere. S-a constatat în ultima vreme și eu am avut paciente la 23 de ani cu cancer de sân. Al treilea lucru extrem de delicat este faptul că atinge femeia în locul în care îi atinge, de fapt, feminitatea. Sânul, după mine, pentru o femeie, este maximul de expresie a feminității. Ori faptul că este lovită chiar aici îi creează o tulbură cu totul, îi dă peste cap viața. Și ce să mai vorbim de pregătirea psihică pentru o intervenție chirurgicală? Într-un spital de stat din România, Oana nu crede că ar fi avut șansa să fie operată într-un timp atât de scurt. Cât ar fi durat? Nu știu, jumătate de an, minim o jumătate de an, pentru că banii nu cresc în pom și în momente de genul ăsta un astfel de diagnostic nu vine să te anunțe cu o scrisoare acum un an sau doi ani de zile, să-ți spună, pune și tu niște bani deoparte. Bine, ignorând faptul că în vremurile noastre este foarte greu să mai pui un ban deoparte. Adică, da, cu siguranță aș fi făcut acest pas mult prea târziu. Mai târziu decât, probabil că mi-aș fi riscat viața dacă nu aveam un ajutor. În primul rând, e o vorbă românească extraordinară. Dar din dar se face rai. Și am considerat că noi, spitalul Royal Hospital, putem să ajutăm, să dăruim din ceea ce facem noi cel mai bine, adică să oferim sănătate pacientelor care au nevoie de acest lucru.
Asta a fost lucrul cel mai important. Lucru pe care l-am mai făcut și înainte, avem multe operații pro bono efectuate la noi în spital. În momentul concertului, prin doctorul Remus Nica, a fost chiar deosebit și mi s-a părut că putem prin el să ajutăm multe femei care au această boală care nu este ușoară. Pacientele au fost selectate în urma unui dosar medical care ne-a fost prezentat, prin faptul că nu aveau posibilități financiare să facă față costurilor acestei operații într-un spital privat. Ăsta a fost primul element care a fost luat în discuție. Al doilea, să fie mamă, să aibă copii, să aibă o familie care să se bucure de prezența ei în continuare, aducând-o practic în sânul familiei sănătoasă pe mai departe. Deci cele două componente au fost principale în a selecta pacienta pentru operație. Soluția Royal Hospital a venit ca recomandare prin domnul doctor Remus Nica, căruia nu am cuvinte să-i mulțumesc și mi se pare că mulțumesc este prea puțin. Dânsul este titanul care acționează rotițele în acest sistem astfel încât lucrurile să se întâmple și soluția a venit de la dânsul. A fost o soluție mai mult decât excelentă. Condițiile de aici sunt extraordinare. Personalul este extrem de uman, ignorând nivelul de profesionalism care este maxim. E vorba și de latura umană, iar dânsii sunt foarte umani și foarte drăguți. Oana Sărdan a beneficiat de o sponsorizare de 2500 de euro în urma concertului caritabil Armoniile Speranței, ceea ce înseamnă că jumătate din prețul total al operației l-a acoperit Royal Hospital, sponsor în cadrul evenimentului. O altă pacientă va beneficia de o sponsorizare similară din partea spitalului privat. La momentul acesta am ales deja două persoane, sunt deja calificate. Lista este deschisă în continuare și chiar dacă vom depăși suma pe care am propus-o inițial ca sponsorizare, nu cred că va fi o problemă. Eu zic că 50%, 60% din luptă este câștigată atâta timp cât domnul doctor Nica mi-a confirmat că pe parte de chirurgie totul a decurs foarte bine. Și atâta timp cât mi-a dat puterea să lupt pentru următorii pași. Și atâta timp cât îl simt alături de mine și simt că pot să primesc un sfat bun în orice moment în care am nevoie, e foarte important. Cu astfel de boală nu pot să lupt singur. Și nu pot să lupt doar am familia lângă mine. Ok, da, am familia lângă mine, îmi sunt alături, dar am nevoie și de specialiștii potriviți. Și dânsul reușește să fie și specialistul potrivit, reușește să vină și cu ajutorul financiar de care ai nevoie să mergi mai departe, ceea ce e minunat. Da, îl felicit pe doctorul Nica. Nu înțeleg cum și în ce context poate avea atât de multe veleități duse la superlativ. Nu am cuvinte să-i mulțumesc pentru ajutor.